Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat că numărul total al sucevenilor infectați cu noul coronavirus a ajuns luni la 4.268, în creștere cu 11 cazuri față de ziua precedentă. La nivel național au fost raportate luni 681 de noi cazuri de COVID-19. Conform Direcției de Sănătate Publică Suceava, 3.653 de persoane au fost declarate vindecate. Din totalul celor 488 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, 95 de pacienți sunt diagnosticați cu COVID-19, 122 pacienți sunt în zona tampon și 271 sunt cu alte afecțiuni non-COVID. Dintre cei 95 pacienți diagnosticați COVID-19, 65 prezintă forme medii ale bolii, 24 forme ușoare, iar 6 pacienți cu forme grave sunt internați la terapie intensivă. Dintre cei 6 pacienți aflați în secția ATI, 5 sunt ventilați mecanic. La Spitalul Municipal Rădăuți sunt internați 17 pacienți diagnosticați cu COVID-19 și 18 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus. Dintre cele 114 unități administrative teritoriale din județ, 56 nu au niciun caz de infecție COVID-19 în evoluție, 29 au câte un caz în evoluție, 23 au sub 5 cazuri în evoluție, 2 au sub 10 cazuri în evoluție, iar 4 au peste 10 cazuri în evoluție.